Am 1400. Astăzi vreau să transmit la cei care n-au apucat să ne urmărească pentru negocierile care au fost cu autoritățile statului. S-a discutat la Ministerul Agriculturii de 3 ordonanțe, 3 sau 4, nu mai știu unii. Eu nu știu câte ordonanțe sunt. În fine, numărul mai puțin contează. În discuții, în discuție pentru a fi rezolvat în prima ședință de guvern, care așteptăm ca săptămâna asta să aibă loc. Am transmis săptămâna care vine, da. Am transmis foarte clar, rămânem în stradă. Deși am găsit o oarecare înțelegere la Ministerul Agriculturii și aceste proiecte ale noastre, atât la Ministerul Agriculturii cât și la Ministerul de Interne, erau puse de foarte mult timp. Acum să înțelegem că poate presiunea publică, poate bunăvoința autorităților s-a găsit posibilitatea să le putem promulga. Am văzut pe majoritatea grupurilor că s-au băgat toată lumea care au putut să intre, foarte mulți care n-au nimic comun cu agricultura și cu transportatorii. Din păcate, cei care comentează pe grup, de bine sau de rău, să le dea Dumnezeu sănătate, noi personal am considerat că este un prim succes la Ministerul Agriculturii. Suntem oarecum în așteptarea celor ordonanțe de urgență care până miercuri sau joi ar trebui să iasă. Până atunci vom face demersurile care le-am făcut cu celelalte autorități. Vorbim aici astăzi la Ministerul Transporturilor și o să-i las pe colegii mei de la transport să vă vorbească. Noi, fermieri, am reușit să punem un punct important pe negocierile de la Ministerul Transporturilor în campania electorală să putem suplimenta. Campania de recoltare. Să-mi plecat de acasă și încă n-am reușit să dorm o noapte completă. Și dacă cum face un partid al fermierilor acum? Nu are legătură nicio una cu alta. Nu amestecăm lucrurile, că nu... Da, nu amestecăm, scuze. Din punctul nostru de vedere, acea cantitate care poate fi suplimentată în campania agricolă pe camioanele care merg din câmp la depozitare sau la cântărire, crește cu 10% prin măsuri care se poată să ne permit să nu mai fim amendați de ISCTJRŞ, de autoritățile competente. La ASE, cum se cheamă, ASF, nu s-a ajuns la niciun numitor comun. Ce e ASF? ASF-ul este Agenția Autoritatea de Supraveghere Financiară a Asigurărilor. Aia care iau o grămadă de bani degeaba. Cei care iau bani... Cu RCA-ul. Cu RCA-urile și cu toate celelalte, da. Nu s-a ajuns la niciun numitor comun, întrucât soluțiile noastre nu pot fi soluționate din prisma lor. Am stabilit ca să poată face un plan generalos, că vin cu un plan de măsuri concret în care să ne-l prezinte, să vedem în ce măsură putem limita aceste sume care cresc fără niciun fel de justificare. Sunt probleme majore cu asigurările. Va rămâne ca zilele următoare, după viziunea lor trebuie să treacă 2-3 zile. Noi am spus, domnule, dacă scrii și idei îți trebuie 3 zile, e o problemă. Deci, din punctul meu de vedere, această autoritate este foarte stufoasă, bine plătită și fără efect în societate. Deci din punctul nostru de vedere va trebui ca să ia măsuri urgente pe aceste chestiuni, altfel noi nu suntem dispuși să ne întoarcem la problemele noastre, că oricum nu mai avem la ce ne întoarce de peste mult timp. O să las colegii mei de la transport să vă explice cum stă treaba la Ministerul Transportului. Distribuit. Orice vrea să mulțumim celor care vin să ne supune, dar vă rugăm frumos să nu provocăm, să nu facem dezordine, nu mai zicem oameni care...
Să nu dea frate să vină la București toți, de la fumat. Toți să vină aici la Constituție. Toți afară, toți afară, și ăștia de vârsta mea, și adolescenți, și ăștia de vârsta mea, și ăștia mai mari. Haideți afară! Sunt milioane de mașini în București ăsta. Sunt milioane de mașini. Ieșiți frate afară. Ieșiți afară toți. Ieșiți să ne plimbăm, că ei sunt câteva sute de mii. Noi suntem milioane și suntem frați și surori unite. Vrem să repetăm pe această cale tuturor autorităților să înțeleagă în al 12-lea ceas că numai poporul este suveran într-o democrație. Corect. Și democrația funcționează pe anumite reguli și cei de la guvernare și inclusiv președintele trebuie să ne respecte acest demers și acest drept pe care îl avem să protestăm. Vă mulțumesc, care e garantat prin Constituție. Vi se pare că respectă? Momentan nu respectă dumneavoastră. Gândiți-vă că țara este în haos de 3 zile și din 4 zile și din informațiile mele, domnul președinte nu a venit cu nici un comunicat oficial. Deci aici se vede că nu au niciun interes ca să aplaneze acest protest. Sunt 4 zile. Președintele României este garantul democrației și statului de drept într-un stat democratic numit România. Și dânsul trebuia să ne însoțească la toate negocierile. Dânsul trebuia să fie, trebuia să-și ia geaca pe el, geaca roșie, și să vină să ne... Și să vină să ne însoțească la toate ministerele. Dânsul este negociatorul principal. Deci noi cerem, după întâlnirea care am avut-o în această seară, cerem desființarea ASF-ului pentru că este o instituție care este... Deci nu are niciun rol, nu vine cu absolut nimic. Deci noi la această întâlnire nu am obținut absolut o cifră. Să vorbim pe cifre, am mers și am vorbit pe vorbe, pe promisiuni. Nu am vorbit pe termeni tehnici, pe sume să putem calcula, să putem să ieșim cu un preț corect al RCA-ului. Deci ei nu au informații, sunt într-o eroare totală. Mulțumesc! Nu vi se pare scandalos faptul că nu vă lasă să intrați cu utilajele până în față la guvern? Nu avem nevoie! Nu avem nevoie să intrăm cu utilajele în față la guvern, pentru că noi nu vrem să creăm haos mai mare în București decât să creează în mod normal. Și credeți că veți avea câștig de cauză ținând utilajele aici la voluntar? Sunteți mulțumiți cu situația asta? Noi nu suntem mulțumiți cu situația de față, pentru că noi după 4 zile de protest, noi nu avem niciun rezultat palpabil. Și nu credeți că ați avea un rezultat palpabil dacă ați fi trecut de acest baraj? Nu! Pentru că sunt forțe instigatoare care ar dori să ne preia acest protest, să se pună în fruntea protestului, să-l denigreze și să ne-l murdărească. Nu vrem acest lucru, nu vrem violențe. Sunt 4 zile de când protestăm și nu a fost niciun caz de violență. Vă mulțumesc! E incredibil! Au ajuns să blocheze străzi ca să nu vină românii. Bravo, mă! Am băgat frica în fraieri, am băgat frica în ei. Bravo lor! Bravo nouă români, bravo nouă! Bravo tuturor care dați cu share-ul, pentru că fără voi, lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Dă-mi și mie voie, 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 dă-
Thank you.